Numele meu este Mihnea și da, sunt o victimă a acestei perioade, perioadă grea. Prima oară când am auzit de coronavirus, era o la mai mult ca o glumă, adică nu era ceva serios, cel puțin pentru mine. Dar când a ajuns în România și a început starea de urgență, am început să fiu un om mult mai rău, mai rece, adică nu mai eram așa de păsător, mă enervam foarte ușor și mai ales nu mai eram așa de răbdător. Mai ales că și părinții mei, fiind cadre medicale amândoi, eu trebuia să stau cu fratele meu mai mic acasă, chiar și 2-3 zile singuri, până veneau ei și ei veneau cam 3 ore ca să doarmă și ei puțin și după aia plecau la servici. Și partea bună la această perioadă, cel puțin pentru mine, este că am început să fiu mult mai independent. Am început să mă gospodăresc singur, să mănânc, să-mi fac de mâncare, să-mi port singur de grijă. Pentru mine un mesaj care vreau să vi-l transmit este să fiți mult mai răbdători în această perioadă, să fiți mai buni și să fiți mai calzi. Și aș vrea să fim cu toții ca o echipă. Mulțumesc!